Încă o conferință a USR Plus București, încă o conferință în care vă vom spune ce am mai făcut săptămâna asta, ce s-a întâmplat important și care sunt noutățile despre discuțiile pe București, discuții mult, mult așteptate. În primul rând vreau să vă spun că săptămâna aceasta am continuat unul dintre obiectivele principale ale USR Plus, anume debirocratizarea și transparentizarea statului. Statul român, așa cum este acum, este unul extrem de birocratic, n-o spun și clasamente internaționale, în care România a tot scăzut în ultimii ani. De aceea, noi am venit cu numai puțin de 7 proiecte care să ușureze semnificativ viața românilor. Vorbim despre debirocratizarea asociațiilor și fundațiilor, eliminarea practică a declarației de beneficiare al atunci când ea este inutilă, ceea ce am făcut deja pentru societăți, facem și la, și la ONG-uri. Ușurința de a înființa un ONG trebuie să fie mai mare, de asemenea facem lucrul acesta. Eliminăm declarații contabile intermediare pentru micro-întreprinderi care nu foloseau la nimic decât ca să le chinuie pe acestea. Debirocratizăm de asemenea procese interne de cesiune de acțiuni între acționari care existau în România și doar în România și care iarăși nu făceau niciun bine. Există în legislație de multă vreme și am văzut că efectul lor este zero, este doar negativ, de fapt. Și avem și proiecte de transparentizare. Transparentizare a statului, mulți dintre voi știți cum arată monitorul oficial. Monitorul oficial al României nu ne dă legea într-un format deschis, prietenos. Nu ne dă un vizualizator făcut special pe site-ul lor, cu filigran, tocmai ca să ne facă munca cât mai grea, pe care nu poți căuta. Lucrurile acestea nu sunt tolerabile și trebuie să se schimbe. Și, de asemenea, facem cerința ca fiecare autoritate a statului, fiecare minister să trebuiască să aibă la el pe site un registru cu toate cererile care i s-au făcut pe legea 544, legea de acces la informații, ca să vadă toată lumea ce s-a cerut și mai ales cum s-a răspuns. Pentru că de multe ori acele răspunsuri fie nu se dau în mod abuziv, fie se dau într-un mod, să zicem, în bătaie de joc, tone de PDF-uri scanate și puse la dispoziția oamenilor în loc să li se dea forma electronică și așa mai departe. Și atunci haideți să transparentizăm lucrurile acestea, haideți să schimbăm țara în care trăim cu una mai bună, una așa cum ne dorim să fie. Toate lucrurile acestea noi nu le-am pus în dezbatere parlamentare degeaba, avem susținere din foarte multe locuri și suntem convinși că vor trece. România se va face bine cu genul acesta de proiect și dacă avem determinarea și inteligența să le ducem la bun sfârșit, atunci vom reuși. Și pentru că este vorba de proiecte benefice pentru România, trebuie să menționez și lăsați-mă să spun aceste cuvinte, Dăruiește Viață. Dăruiește Viață este un ONG extraordinar care a reușit să facă ceea ce n-au făcut 15 guverne în 30 de ani de zile în România, anume să construiască un spital public. Să construiască un spital de la zero cu finanțare 100% privată și la prețuri de câteva zeci de ori mai mici decât se fac construcțiile la stat. Lucrul acesta este un lucru extraordinar și trebuie să mulțumim acestor oameni și trebuie să vedem exact cum putem face să-i ajutăm să facă mai mult, să reușească mai mult și să ne ajutăm noi pe noi înșine mai mult. Și de aceea mă bucur că există inițiative de genul acesta care trebuie lăudate și trebuie susținute, dacă nu de stat, că nu cred, nu asta își doresc aceste ONG-uri, măcar cu o mulțumire, măcar cu un simplu mulțumesc. Sunt oameni care au făcut lucruri extraordinare în ONG-uri. Și tocmai de aceea permiteți-mi să-i mulțumesc și unui drag ONG-ist și prieten, Vlad Voiculescu, președintele Plus București, pe care las acum să vă spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc! Bună ziua, vă mulțumesc și eu că sunteți aici astăzi. Avem câteva lucruri de spus despre ce facem noi, despre ce se întâmplă în fiecare zi în România, ce fac celelalte partide și câteva evenimente mari care au marcat săptămâna asta. Ce facem noi este să lucrăm la proiecte cât se poate de concrete, fie în Parlament, fie în pregătirea implementărilor după alegerile locale. Proiecte pentru orașe, proiecte pentru sate, proiecte pentru întreaga Românie, pentru debirocratizare, pentru sănătate, pentru o economie care să funcționeze din nou mai bine decât a funcționat înainte și care să fie una rezilientă, una care să dureze și să ducă această țară și toate sistemele publice care depind de sistemul nostru economic să poată să le ducă mai departe.
Asta este ce facem noi. Ieri am fost în Dâmbovița și am prezentat candidații noștri acolo, alături de Dan Barna. Avem oameni care nu s-au implicat, în marea lor majoritate nu s-au implicat până acum în politică, dar oameni care au demonstrat că sunt cel puțin bun gospodar și asta mi se pare că ar trebui să fie o chestiune de bază, să facă lucrurile ca și cum le-ar face pentru ei înșiși. De la asta, asta este minimum, de la care ne, minimum la care ne așteptăm de la oricine își asumă o funcție publică. Al doilea lucru, sau în paralel cu toate, cu tot ce facem noi, vedem în fiecare zi transferuri. De fiecare dată trebuie să citesc de două ori, să văd dacă s-au transferat de la PSD la PNL sau de la PNL la PSD. Aproape că nu contează. Lucrul ăsta e, aș spune că e înduioșător, cum oamenii își găsesc puterea, între ghilimele, să spună că de fapt ei întotdeauna au ținut cu partidul respectiv. Parcă suntem la cluburile de fotbal și se fac transferuri între fotbaliști și unul spune că întotdeauna a ținut cu Dreapta Unită sau cu FC Stânga. Lucrurile sunt cât se poate de triste în realitate, trecând de spiritul de glumă, și asta este ceea ce traseismul politic este ceea ce ne-a adus în clipa de astăzi, să nu vedem o schimbare cu adevărat consistentă, indiferent cine a fost la putere. Asta se întâmplă în fiecare zi. Dar au fost săptămâna asta două evenimente mari și foarte triste. Pe de o parte, unul la nivel local, la nivelul municipiului București, Gabriela Firea a avut neobrăzarea să treacă prin Consiliul General și nu putea să facă asta singură. Abia aștept să văd cine a votat alături de PSD în Consiliul Local, în Consiliul General al municipiului București, pentru testarea cu prioritatea celor care pleacă în Grecia. Atunci când ai probabil mii sau zeci de mii de pacienți în București, oameni care au nevoie de servicii medicale și care de la aproape orice spital din București, dacă nu au un diagnostic confirmat, și sunt mulți dintre noi, nu? Dacă ți se face rău, mergi la spital, nu ai neapărat un diagnostic confirmat, sunt mulți care au probleme mai vechi de sănătate, acești oameni sunt trimiși să se testeze. Foarte mulți oameni merg să se testeze pe banii lor. Atunci când oamenii sunt trimiși pe banii lor să se testeze, să prioritizezi testele pentru cei care vor să meargă în vacanță, este o bătaie de joc la adresa oamenilor, în primul rând, și la adresa banului public. Nu spun că vacanțele nu sunt importante, nu spun că oamenii n-ar trebui să plece în Grecia, dar Gabriela Firea pare să fie cumva primarul Greciei mai degrabă, sau un primar care lucrează în beneficiul economiei și turismului grecesc mai degrabă decât pentru bucureșteni, pentru oamenii de aici. Al doilea lucru este clasarea dosarului 10 august. Și asta e o chestiune care ține în primul rând de București, dar e mult mai mare decât atât. Clasarea dosarului 10 august este o rușine, o rușine națională. Și odată cu evenimentul ăsta, pe care eu unul nu mi-l pot explica și nu am auzit nicio explicație rezonabilă, am auzit cumva că din nou cetățenii sunt vinovați și am auzit de asemenea câteva lucruri care mi se par oripilante. Am auzit de exemplu că domnul Nucu Marin, care era la vremea respectivă secretar de stat și este cel care a coordonat acțiunea în numele doamnei Carmen Dan, care era puțin plecată. Domnul Nucu Marin era colonel la 10 august, a fost avansat general în noiembrie și nu a fost avansat de PSD, ci a fost avansat de președinte. Aș dori să înțeleg, ca om care a participat la protestul respectiv și ca om căruia îi pasă, aș vrea să înțeleg cum de domnul Nucu Marin, care sunt meritele pentru care la câteva luni după nenorocirea de la 10 august a fost numit general. Eu unul nu pot să înțeleg asta și, repet, mi-aș dori o explicație. Cred că noi toți am meritat să primim o explicație pentru lucrul ăsta. La nivelul municipiului București, la nivelul sectoarelor, negocierile funcționează în continuare, merg în continuare și urmează cursul cu negocierile Alianței USR Plus cu PNL. Mingea în momentul acesta este la PNL. Principiile noastre sunt cele pe care le-am spus, le-am enunțat și le-am tot repetat de atâtea ori. Așteptăm și suntem optimiști de data asta că în săptămâna viitoare, săptămâna cealaltă, vă vom putea spune rezultatele acestor negocieri. Rezultate care vor fi în folosul bucureștenilor. Dacă la sfârșit venim cu o echipă cu care să fim cu toții mândri și să putem să vă prezentăm, fără să ne ferim după un compromis sau altul, cred că asta e un lucru bun pentru fiecare dintre noi. Înainte să luăm întrebări, vom lua întrebări la sfârșit,
Dar până atunci am dorit să vă prezentăm doi dintre candidații noștri și aș începe cu candidatul Alianței USR Plus pentru sectorul 2, București, domnul Radu Mihaiu. Radu. Bună ziua, sunt Radu Mihaiu, sunt candidatul Alianței USR Plus la sectorul 2. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență și o să trec direct la subiect. Astăzi am trimis la DNA un denunț penal împotriva domnilor Nicolae Onțanu, fost primar al sectorului 2, împotriva domnului Mugur Mihai Toader, actual primar al sectorului 2, și împotriva domnului Dan Cristian Popescu, actual viceprimar al sectorului 2. Infracțiunile vizate sunt abuz în serviciu și uzurparea funcției. Acum câteva zile, colegul nostru Ion Chiricuță din Consiliul Local a intrat în posesia unei note de control a Autorității Naționale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare, ANRSC. Se referă la salubritatea din sectorul 2 și aș dori să vă citesc câteva din concluziile acestei note. 1. Pentru colectarea deșeurilor menajere, cuantumul sumelor nelegale plătite de primăria sectorului 2 a municipiului București către Supercom S.A. în perioada 1 martie 2019 31 octombrie 2019 este de 10.249.318,37 de lei inclusiv TVA. 2. Pentru efectuarea operațiilor de curățenie a căilor publice, cuantumul sumelor nelegal contractate în perioada 1 ianuarie 2019 31 octombrie 2019 este de 2.342.050 de lei, inclusiv TVA. 3. Sumele nelegal convenite și contractate suplimentar de către Primăria Sectorului 2 pentru activitatea de dezăpezire și combatere polei în perioada cuprinsă între iarna 2014-2015 și iarna 2018-2019 sunt în cuantum de 9.588.512,39 de lei, inclusiv TVA. 4. Deși legea spune că actele adiționale la contractul cu Supercom trebuie să fie aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 2, 57 de astfel de acte au fost încheiate de Primăria Sectorului 2 fără aprobarea Consiliului Local. Din aceste cuvinte tehnice reiese un adevăr simplu. Domnul Onțanu, domnul Mugur Mihai Toader și domnul Dan Cristian Popescu au încălcat legea negociind cu Supercom tarife nelegale pe care să le plătească cetățenii sectorului 2. Legea este clară în formarea acestor tarife. Legea este clară și referitor la cine ar trebui să le aprobe. Consiliul Local al Sectorului 2. Cei trei s-au substituit autorității deliberative a sectorului 2 și au negociat în spatele ușilor închise tarife nelegale din banii cetățenilor. Așa arată, oameni buni, jaful din banii publici. Așa arată schemele de sifonare a taxelor plătite de către cetățeni în interese private. Așa arată capitalismul de cumetrie prin care unii au făcut bani din afaceri cu statul. Așa arată putregaiul din Primăria Sectorului 2. În 2016, USB atunci, a trimis 5 consilieri în Consiliul Local al Sectorului 2. Din acești 5 consilieri, 1, Ion Chiricuță, a intrat în posesia acestei note pe care astăzi o să o fac publică. Imaginați-vă ce înseamnă câștigarea Primăriei Sectorului 2 de către USR Plus. Vom face audit tuturor instituțiilor din subordinea primăriei și vom scoate la iveală tot putregaiul aflat în Primăria Sectorului 2. Vom destructura toate grupurile de interese, toate clanurile mafiote și toate rețelele de sifonare a banilor publici. Toți cei care au spoliat banul public trebuie să plătească. Toți. Și Onțanu, și Toader, și Popescu. E timpul să nu mai acceptăm că un politician trebuie să fure. Nu! Un politician nu trebuie să fure. Trebuie să fim conduși de oameni onești și competenți. Trebuie să fim conduși de USR Plus. E timpul schimbării
vă aștept la vot. Îl invit pe colegul meu de la sectorul 6, Alex Gâdiuță. Mulțumesc. Bună ziua tuturor! Sunt Alexandru Gâdiuță, candidatul Alianței USR Plus la primăria sectorului 6. Pentru mine și pentru colegii mei, schimbarea modului în care se face administrație este o prioritate. Vrem să facem acest lucru pentru a avea o bază pentru realizarea de proiecte care să aducă o schimbare reală în sectorul nostru. Din păcate, în acest moment, administrația Mutu PSD este ruptă de comunitate. Este surdă la nevoile și problemele cetățenilor și, din păcate, este sursa unor documente pline de ilegalități nocive pentru sectorul nostru. Despre un astfel de document și lupta noastră împotriva lui voi vorbi astăzi. Vreau să vă anunț că am inițiat un proces împotriva PUZ-ului coordonator al sectorului 6, împotriva hotărârii prin care a fost aprobat planul urbanistic zonal coordonator al sectorului 6. Am făcut acest lucru după ce m-am consultat cu cetățeni, cu specialiști, cu arhitecți, cu urbaniști și cu avocații noștri ce au analizat acest document. Din păcate, în forma actuală, acest document este o invitație la distrugerea sectorului nostru, la crearea haosului în București. Și spun acest lucru pentru că documentul are o serie de probleme de ordin legal și o serie de probleme de oportunitate. Din păcate, administrația locală nu a ținut cont de niciuna dintre încercările noastre de a îmbunătăți acest document. Încă din primăvară, în timpul dezbaterii publice și încă de anul trecut, de fapt, noi am făcut adrese, interpelări, consilierii locali USR au făcut tot ce se putea pentru a îmbunătăți documentul. Acesta a fost prima parte a luptei noastre. Am atras atenția autorităților că există o serie de probleme în acest document. Din păcate, niciuna dintre observațiile noastre și niciuna dintre observațiile făcute de cetățeni în cadrul dezbaterilor publice nu au fost luate în calcul și nu au dus la o remediere a documentului. În cadrul Consiliului General al Municipiului București, documentul a fost aprobat de către majoritatea PSD-ALDE, dar și cu aportul consiliorilor PMP. Am făcut ca prim pas o plângere prealabilă, prin care am semnalat din nou aceste probleme de legalitate și de oportunitate. Niciun răspuns constructiv, nici o luare în seamă acestor probleme. Și despre ce probleme vorbesc? În primul rând, acest document reprezintă un asalt asupra zonelor verzi din sectorul 6. Din păcate, documentul pornește cu un artificiu tehnic prin care suprafața spațiilor verzi din sector este supraestimată în mod eronat și identificată ca ajungând la 1000 de hectare de spațiu verde, ceea ce este fals. Din păcate, în acest moment, în sectorul 6, vorbim de o suprafață mult mai mică, la jumătate față de ce au estimat autoritățile, 400 de hectare. Acest artificiu a fost făcut special ca să justifice ilegalitățile prin schimbarea destinațiilor unor suprafețe verzi ce există în realitate. Se creează astfel premizele acoperirii unor rechini imobiliari care, acoperiți de acest proiect, vor putea construi, din păcate, neblocați de nimeni, pe spații verde. O altă problemă foarte gravă este faptul că se schimbă regimul de înălțime pentru zone întregi din sector. Vorbim de zone care deja au probleme cu rețeaua de infrastructură, cu rețeaua de utilități. Aceste rețele nu mai fac față modului haotic în care s-a construit și prin acest document se va permite o densificare a zonelor, o construire peste capacitățile deja existente. Și aici fac referire la zona prelungirea Ghencea, unde s-a construit haotic în ultimii ani, unde acum administrația încearcă să vină cu proiecte care să îmbunătățească situația și, din păcate, prin acest document se va construi din nou peste infrastructura ce se va realiza în următorii ani. Un alt exemplu este în zona Grozăvești. Iarăși, o zonă care acum este sufocată de construcțiile imobiliare din ultimii ani.
altă problemă, din păcate foarte gravă, este aceea faptului că acest document este lipsit de viziune. Lipsesc în el elementele ce ar fi putut constitui o pași pentru o dezvoltare durabilă a sectorului 6. Și mă refer concret la spațiile în care administrația, în parteneriat în regie proprie sau poate în parteneriat public-privat, va construi elementele de infrastructură atât de necesare sectorului nostru. Infrastructura educațională, infrastructura medicală sau căile de acces către cartiere. Am încredere că justiția va lua în calcul acțiunea noastră și va dovedi legalitatea acestui document și va opri acest asalt al rechinilor imobiliari în complicitate cu administrația locală asupra sectorului 6. În ceea ce mă privește, ca primar al sectorului 6, voi relua demersul de realizare a puzzle-ului coordonator al sectorului 6, făcându-l într-o manieră transparentă, cu specialiști și în consultare directă cu cetățenii. De asemenea, din punct de vedere urbanistic, în programul nostru de dezvoltare a sectorului, avem o serie de măsuri prin care vom crea premisele unei dezvoltări durabile, reale în sector. Și de asemenea, vom verifica modul în care, până acum, administrația locală a acționat în acest domeniu. Și voi da câteva exemple. Vom face o inventariere și o verificare a modului în care s-a construit în sectorul 6. Și vom face acest lucru în colaborare cu celelalte instituții abilitate, instituții de control și instituții care au abilitatea de a sancționa. Vom verifica efectiv acte, documente, autorizații emise, modul în care ele s-au emis și modul în care ele au fost respectate, modul în care efectiv s-a construit în sectorul nostru. Pentru că există foarte mari probleme în acest domeniu și sunt foarte multe sesizări care vin dinspre cetățeni în legătură cu asta. Pe lângă acest lucru, avem în plan realizarea unor ghiduri prin care să avem o dezvoltare, ghiduri urbane, prin care să avem o dezvoltare armonioasă. Vorbim de fațade, vorbim de volumetrie, vorbim de elemente de estetică care vor schimba fața sectorului nostru. Revenind la probleme grave pe care le vom opri, vom opri derogările prin care în acest moment se distrug spații verzi și prin care în acest moment se densifică zonele aglomerate deja din sectorul nostru. Și, foarte important, vom veni cu acele proiecte de infrastructură de care administrația locală este inconștientă în acest moment că pot exista. Vorbim de creșe, grădinițe, școli pe care le vom face în sectorul nostru. Este inadmisibil ca în acest moment, dacă vrei să-ți dai copilul la creșă, să fii nevoit să faci înscrierea de la momentul nașterii. Este inadmisibil să nu poți să-ți înscrii copilul într-o grădiniță într-o grădiniță de stat din sectorul 6. Este inadmisibil ca în acest an încă să mai existe probleme cu școlile și încă să mai existe probleme cu suprapopularea unităților școlare din sector. De asemenea, avem proiecte pentru modernizarea și crearea unei infrastructuri în domeniul medical. Nu voi promite un spital, cum au promis ceilalți candidați înainte, voi promite, spre exemplu, realizarea unei policlinici pentru copii. Pentru ca la orice oră, la orice moment, să poți să-ți duci de urgență copilul și să rezolvi o problemă pe care acel copil o are. Totul în sectorul 6. De asemenea, vorbesc despre proiecte de infrastructură pe care eu și colegii mei le propunem. Parcări la intrarea în oraș. Noi străpungeri către centură. Bulevardul Timișoara sau Giulești, calea Giulești. De asemenea, noi artere de interconectare a cartierilor din sector. Un drum care să lege Bulevardul Timișoara de Valea Cascadelor, o alternativă la Valea Oltului. Toate sunt proiecte care pot să fie realizate având o viziune și oprind corupția existentă în sectorul 6. Am convingerea că împreună cu echipa Alianței USR Plus, împreună cu colegii mei candidați la Consiliul Local și împreună cu toți oamenii de bună credință, vom reuși să ducem la bun sfârșit aceste proiecte. Uniți, facem sectorul 6 bine. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări de ordin politic, colegii mei, Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu, vă vor sta la dispoziție. Vă mulțumesc!
Dacă aveți întrebări. În acest stadiu sunt negocierile cu PNL pentru sectoare și dacă v-ați impus un termen limită până la care să ajungeți la o înțelegere, totuși ai pe anunțat calendarul și a trebuit viitorul foarte apropiat să o decizie. Termenul este cât mai repede, deci nu avem un termen prestabilit altul decât să fie înaintea strângerii de semnături și înaintea calendarului acesta. Ce pot să vă spun însă este că lucrurile au avansat și că avansează și suntem optimiști că o să avem o reușită și capacitatea să avansăm o echipă în care chiar să credem și cu care chiar să facem campanie. Chiar să spunem bucureștenilor, da, cu oamenii ăștia vom face treabă, vom schimba București. Vă așteptați ca în viitoarea partidă PNL să renunțe la susținerea candidaturii domnului Dan Cristian Popescu, de exemplu, la sectorul 2? Știu că era una dintre condițiile puse de către USR Plus. Aș zice că este o consecință a condiției puse de USR Plus. Condiția pusă de USR Plus era să facem o alianță anti-PSD cu oameni anti-PSD. Nu este o cerință nerezonabilă, este una de maxim bun simț. Aceasta este doar o consecință a acestei condiții. Și dacă PNL nu va renunța la domnul Dan Cristian Popescu, atunci această înțelegere pe care va pleca? Da. Noi rămânem la ce am discutat și senzația noastră este că PNL ia în considerare ceea ce propune un eventual partener. Cred că așa trebuie să stea lucrurile și mai ales când vorbești despre principii, nu prea trebuie să te întorci pe călcâie. Asta s-a făcut destul în politica românească. Știți cumva la nivel național unde s-au făcut înțelegeri până acum, unde s-au parapat înțelegeri și unde vă așteptați ca, să spunem, discuțiile dintre cele două formațiuni, trei formațiuni, să avanseze în perioada mea următoare? Da, o să vă spun care e din punctul nostru de vedere contextul. Contextul este următorul. Avem un inamic comun și anume PSD-ul și mai precis PSD-ismul, adică felul ăsta de a guverna, asta e cât se poate de cert, și avem un sistem electoral care în anumite contexte te obligă să faci compromisuri. Ideal este să faci compromisuri care nu te compromit. De ce avem acest sistem electoral? De ce trebuie să alegem prin vot nominal președintele Consiliului Județean sau candidatul pentru primărie? E trist. La întrebarea de ce suntem aici, cred că trebuie să răspunde PNL, PSD și toți cei din politica veche care au făcut, practic, au pus pe picioare acest sistem electoral, care evident dezavantajează în primul rând cetățenii României, cetățeni care ar trebui să poată să aleagă, să poată să-l aleagă pe cel mai bun, pe cel mai bun candidat, și asta se poate face mult mai bine în două tururi, dacă e vorba de primari, ar putea să fie făcut în două tururi și chiar și pentru președintele de Consiliu Județean sau după vechiul format. Dar ăsta este sistemul în care funcționăm, așa încât, da, în anumite locuri. Și asta va depinde, în anumite locuri va exista o colaborare între Alianță și PNL, dar asta va depinde în primul și în primul rând de oameni. Atunci când te gândești să faci un lucru bun pentru comunitatea pentru care candidezi, pentru oamenii cărora le ceri votul, ar trebui să te gândești nu numai cum candidezi și cum câștigi alegerile, ci ar trebui să te gândești mai ales ce poți să faci după. Ca să poți să faci ceva după, trebuie să poți să formezi echipă cu niște oameni. Trebuie ca acei oameni să poată să funcționeze pe baza unui set minim de principii. Altfel, nu o să funcționeze după. Cam asta e răspunsul la întrebare. Și ca să vă dau și poate un exemplu de unde avem discuții în mai multe locuri, foarte avansate sunt acum la Galați și deloc avansate și în niciun caz nu vor putea fi avansate la Iași. USR Plus nu-l va susține niciodată pe domnul Chirica la vreo funcție în statul român. Și la Pitești? Ați putea să susțineți candidatul PNL la primăria Pitești? Nu știu exact foarte bine situația de la Pitești, dar în orice caz principiile rămân aceleași. Și rămân în fidea aceleași principii, nu sunt doar în București, sunt în toată țara. Dacă mai sunt alte întrebări? La Pitești îi invităm pe colegii de la PNL să susțină pe Ionuț Moșteanu, ar face o treabă bună. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos!